creștinii sărbătoresc sărbătoarea nașterii Domnului cu cântări, cu adunări, cu rugăciune. Crăciunul ia unora și sărbătoarea nașterii Domnului ia altora. Era și pe atunci obiceiul ăsta cu darul pus sub pomul de Crăciun? Aveați pom de Crăciun pe atunci? Dumneavoastră ați primit vreun cadou de Crăciun când ați fost mititel? Mi-ar place să și sfârșesc așa. Încă frață zicea că mâncările astea bune ești de făcut când ești la lucru greu. Ești la lucru mâncări mai slabe și mai puțin consistente. Nu, mi-a plăcut obiceiul ăsta și datina asta. Și am obișnuit-o și am și practicat-o. Am pierdut ce-a fost mai scump pentru mine. În Viflaim azi, în Viflaim azi e o mare minune. Îngeri și oameni, îngeri și oameni cântă dinpreună. Hristos se naște, Domnul coboră, îngerii cântă, magii îl adoră, păstori aleargă, iezrea o înconjoră, mari minuni se întâmplară. Viața a fost foarte grea după primul război mondial și m-am întâlnit cu un rus, vinea călare pe un cal. M-a luat forțat, a venit și mi-a pus pușca în piept, că dacă nu mă duc, mă pușcă. Era podul aruncat în aer de acolo, de la uzina electrică. Când m-am apropiat acolo, am zis, acum, dacă mă duc, se poate să mă puște, că zice că mă duc la ei, cine știe cu ce gând. Să mă duc, să fug în altă parte, ori trage după mine și e mare baie acum. Pe când au venit acasă, au venit bătută de la botez. Și s-au dus la adunare la frați cu un grup de oameni pregătiți cu bote. Oamenii cei buni erau cu botele la spate, dar frații nu au văzut că ei au venit pregătiți ca să-i bată pe frați. Și au început și le-au dat o bătaie la frații, pe tăzi au împrăștiat pe toate dealurile. Din clipa aceea, din după masa aceea, n-a mai lipsit de la adunare. Pocăința era o nume de hulă, pe când acum e o cinste să fii pocăit. Proroceau, era o lucrare pe vremea aceea, așa, baptiști cum au fost, dar credeau în lucrarea Duhului Sfânt. Aici e biserică baptistă cu credință penticostală. Comportarea mea așa a fost, că și pe șeful de secție și-a lăsat-o pocăit. Și acum eu m-am speriat că eu rămâi fără soție. E o comoară pentru mine și asta. Așa că sunt destul de bogat. Pace vouă, dragilor! Bine ați venit la emisiunea Pași în Lumină. Astăzi ne aflăm la Cluj, în casa fratelui Ionaș Brehar, în vârstă de 98 de ani. Împliniți. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Frate Ionaș, iată că astăzi ne apropiem încet, încet, cu pași repezi de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Și în cele mai multe familii creștine, îi mare forfotă, curățenie, mâncare, multă prăjitură. Cum era sărbătorită nașterea Mântuitorului acum 80 de ani, când dumneata aveai 18 ani? Eu am socotit că Crăciunul se sărbătorește cu mâncări, cu băuturi, cu petreceri, cu alt fel de lucruri care se petrec în lumea noastră de astăzi. Creștinii sărbătoresc sărbătoarea nașterii Domnului cu cântări, cu adunări, cu rugăciune, cu vestirea cuvântului. Asta e sărbătoarea nașterii Domnului. Și eu așa am socotit că Crăciunul ia unora și sărbătoarea nașterii Domnului ia altora. Și noi de sărbătoarea nașterii Domnului, pe vremea când am fost copii, am sărbătorit-o ca și lumea. Ne părea bine că când se apropia Crăciunul... Mergeați cu colindul? Ne pregăteam să mergem a colinda,
Apoi numai vedeai că să încep aduna copiii, grupuri, și-a fost pregătită traistă pentru colăcei, că să dea colaci pentru colinda care o depunea, că atunci era mâncare și hrana era mai puțină și îți părea bine că primeai câte un colăcel de undeva, mai colaci, mai mere, mai nuci, bomboane și... Deci asta primeau copiii când mergeau la asta colindat. Pentru colindatul copiilor. Da. Și s-adunau la oaltă, întâia, cam de pe la 12 ziua, începea să facă grupuri așa. Și apoi mergeau la colindat până în apusul soarelui. În apusul soarelui, cei mai mici plecau acasă. Ceilalți mai măriciori mai rămâneau la colindat, până când se mai începea de se întuneca mai bine și când se întuneca mai bine se ducea și aceea acasă, că vineau alt rând de colindători, băieți și fete mari care umblau a colinda. Și ăștia-i cam întereau pe cei mărunței, întereau acasă. Și apoi mai umblau și cu stele, atunci pe vremea aceea umblau cu steaua. Și avea o colindă. Nu știu dacă e cazul să colind o colindă de cu steaua. Cu steaua? Spuneți-ne, asta o colindați dumneavoastră când erați mic, nu? Da, pe vremea când eram încă copil. Păi, colinda, nu zic eu să zicem și melodia, dar zicea că steaua sus răsare ca o taină mare. Steaua strălucește și lumea vestește că azi prea Maria cea nevinovată naște pe Mesia. În țara vestită Betleem numită, magic în venire, steaua și pornire, mergând după rază pe Hristos să-l vază și dacă-l găsără lui să închinară cu daruri vestite lui Hristos menite. Luăm fiecare bucurie mare, care bucurie și aici să fie la anul și la mulți ani. Asta era a stelelor. Care era colinda dumneavoastră preferată? A noastră am avut colinzi, numai că noi nu prea tare am umblat a colinda. Mai mergeam și cu colindatul, dar colindam colinzile care le colindau ei, dar colinzile care le învățam noi de la bătrâni, era o colindă, că mă băgăi la popa slugă, să-mi deie suman și glugă. Și mă dusei la popa trimis la oi și acolo m-am culcat și am adormit și oile ne le-am pierdut. Și mă întâlni cu un pui de lup. Bună ziua, pui de lup! N-ai văzut oile mele? Păi eu și chiar ți le-am văzut. Pe răzoare tăpticioare, pe costiță tăcionchiță, printre stinii plini de lâni. Și cam astea era colinzile care le știam noi de copii, dar nu numai asta, și altele tot asemănătoare cu asta, dar lângă ele era cu șoimili, șoimili, șoi șomtic, colinda lui Zup, Zup, Zup. Da, adică, asta mă băgă-i la popa slugă, să-mi deie suman și glugă, șoimili, șoimili, șoi șomtic, colinda lui Zup, Zup, Zup. Asta e colinda noastră de copii pe care o cunoșteam de la bătrâni. Bătrâni. Era și pe atunci obiceiul ăsta cu darul pus sub pomul de Crăciun? Aveați pom de Crăciun pe atunci? Era. Era, dar mai rar la oameni mai cu posibilități. Așa că, și apoi... Dumneavoastră ați primit vreun cadou de Crăciun când ați fost mititel? N-am avut ocazia să... Că noi n-am fost nici de acord, mai ales după ce ne-am pocăit. Înainte. Înainte, da. N-am avut posibilitățile de a ajunge și nici cineva care să îți dea posibilități. Dar
Așa că mai mult am stat cam acasă, că n-aveam cu ce să ne îmbrăcăm ca să merim acolo, da. Dar și chiar după ce s-a terminat primul război mondial, ne-ați spus că nu aveați nici cu ce să vă încălțați, era dificil și atunci. Era cam situație cam gravă. Critică tare. Dar după ce l-ați primit pe Domnul Iisus în viața dumneavoastră, cum ați văzut, cum ați înțeles sărbătoarea nașterii Mântuitorului? După ce am devenit pocăit, m-am pocăit, eu n-am privit așa de plăcut nici colindele și nici felul de a umbla colinda. Noi, dacă ne-am pocăit, chiar dacă mergeam pentru tinerii care le plăcea să meargă la colindat, ne duceam, dar nu stăteam afară să colindăm la geam, în curte, ci intram înăuntru și înăuntru cântam câte o cântare, câte o colindă și ne rugam Domnului și meream la altă familie. Așa era colindatul nostru. Meream la câte o familie de frați, intram înăuntru, cântam câte o cântare și colindă și ne rugam Domnului și meream mai departe. Și așa era colindul nostru după ce ne-am pocăit. Cam asta era metoda de obișnuința noastră de a umbla colinda. Dar așa mie nu mi-a plăcut așa, că să petrece și lucruri mai firești așa, și mie nu mi-a plăcut alea. Apoi am folosit de metoda noastră creștină și a fost bună și plăcută și pentru oameni și cred că și Domnului i-a plăcut. Și cam pe lângă care au fost multe lucruri pe care nici nu le mai putem ține aminte, că timpul și vremea și vârsta le-au cam șters. Și au rămas puține amintiri ca o comoară sufletească în care apoi ne-am bucurat împreună cu frații. Ce să zic, că am avut colindători aici acasă și după în comuni mai îndepărtate care veneau și mă colindau. Și eu nu eram așa mare colindător, dar îmi plăcea să-i aud pe frați să vină și să ne colinde, că era și o onoare, o reșcare considerată ca să vină din depărtare să te colinde. Și ne-am bucurat de lucrul ăsta și chiar și acum am avut câteva familii care ne-au vizitat și care ne-au promis că vor veni și a colinda pe la sărbătoarea nașterii Domnului, o să vină să ne colinde. L-am apreciat și pe fratele Relu, că el și când predică, mai ales de sărbătorile nașterii Domnului, el nu vorbește despre Crăciun. Niciun cuvânt, da, decât numai despre sărbătoarea nașterii Domnului. Și eu cam așa am fost și eu cu credința mea, că mi-a plăcut să fie credința creștină și mi-ar place să și sfârșesc așa. Frate Ionaș, care sunt cele mai mari schimbări față de trecut pe care le-ați observat dumneavoastră astăzi în modul în care se sărbătorește nașterea Mântuitorului? Cum se sărbătorea Crăciunul când dumneata ai venit la pocăință și cum se sărbătorește astăzi? Sunt diferențe sau e tot la fel? Ca și sărbătoare, atunci oamenii se duceau la biserică. Mereu la biserică și veneau de la biserică și s-a apucat de folosit, face mâncare și folosă băutură la mâncare. Și mâncau și beau până se îmbătau și la urmă, după ce se îmbătau, se mai și băteau. Și apoi
Acum, după ce oamenii s-au pocăit de sărbătorile nașterii Domnului, acum se obișnuiește altfel. Frață nici nu mănâncă, să duc la adunare, nu țin cont că au făcut mâncare mai deosebită, mai aleasă. Încă frață zicea că, chiar și părinții mei, mâncările astea bune ești de făcut când ești la lucru greu, la prășit, la cosă, la lucruri mai grele, atunci ai mâncare de asta, să poți lucra. Nu când șezi să mănânci mâncare bună și când ești la lucru mâncări mai slabe și mai puțin consistente. Dar acum, frață, se duc la adunare fără să mănânce. Când se duc la adunare, se adună familia, hai să mergem la adunare și întâi să pun pe genunchi și să roagă Domnului. Și pe urmă merg la biserică, merg la adunare. După ce se duc acolo, să ține programul așa după cum e stabilit, să vorbește vreo 2-3 frați, vorbesc la amvon și pe urmă când se încheie, vin acasă și cum a ajuns acasă să pun pe genunchi și mulțumesc Domnului. Și apoi după aceea încep să înșire masa și să mănânce. Și cam așa e obișnuit între frații după ce au primit credința. Și nouă mi-a plăcut obiceiul ăsta și datina asta. Și am obișnuit-o și am și practicat-o. Și acum îmi pare rău că am pierdut ce-a fost mai scump pentru mine, ca și de prețuit pe lumea asta, a fost soția, care a fost foarte bună creștină pentru mine, o valorat mult. Câți ani de căsătorie ați avut? 70 de ani. 70. Pentru mine a fost cea mai de valoare perioadă de timp. Că în viața mea cât am trăit cu soția, nu mi-a făcut nicio observație, să zic așa, că e nemulțumită din pricina problemelor care se petrec sau a lipsurilor în care suntem. Frate Ionaș, aveți vreun colind preferat pe care ați vrea să ni-l colindați, să ni-l cântați? O facem și asta. Asta e colinda? Da. Și dacă vreți, o putem și colinda. Da, bineînțeles. Haideți să vedem. Acum, eu am fost corist. Da. Că mi-a plăcut bine să cânt cântări până ce am fost mai tânăr, dar acum la bătrânețe mi s-a tocit vocea și acum cânt mai rău ca și cei care n-au darul de a colinda. Dar așa cum am putea colindăm o colindă. În Viflaim, azi în Viflaim, azi e o mare minune. Îngeri și oameni cântă dinpreună. Hristos se naște, Domnul coboră, îngerii cântă, magii îl adoră, păstoria leargă, iezrea o înconjoră, mari minuni se întâmplară. Că în Viflaim, azi în Viflaim, azi e o mare minune. Îngeri și oameni că cântă împreună. Hristos se naște, Domnul coboară, îngerii cântă, magii îl adoră, păstori aleargă, iesle o înconjoră, mari minuni se întâmplară. Domnul să vă binecuvinteze, foarte frumos! Asta e cântare
de la oameni bătrâni. Da, e o cântare mai veche, nu? A, pe cântare veche n-am cunoscut cântări vechi, numai... Adică avem și cântări vechi, adică Colins. Frate Ionaș, văd aici că ne-ați adus niște cărți, comorile dumneavoastră. Din comorile vieții am scris ultima carte. Aici văd că aveți o autobiografie. Mai multe despre viața dumneavoastră se găsește în cartea asta. Da. Se numește Din comorile vieții. Și aici văd că ne-ați adus niște caiete, lecțiuni biblice care scrise de dumneavoastră. Aveți schițe de predică aici, nu? Da, așa. Predică la Ciubanca, da. Am predicat la Ciubanca acum, când am fost de vreo 2 săptămâni sau 3. Astea cu adevărat sunt niște comori. Cu păi, adevărat. Să știți. Și îmi pare rău că n-o introdus aici, că zice Apostolul Pavel, în legătură cu comorile vieții, Apostolul Pavel zice că comoara aceasta o portăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să nu fie de la noi, ci de la Dumnezeu. Și aceasta era bine să treacă aici ca să se potrivească cu comorile vieții. Cu titlul cărții, da. Că zice și Apostolul Pavel, aduceți-vă aminte de mai marii voștri, uitați-vă la felul lor de viețuire și urmați-le credința. Uh-huh. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă la ei cu băgare de seamă și urmați-le credința. Și aceea am dorit să o treacă acolo, dar păi văd aici multe lucruri lipsă de aici. Din carte. Da. Văd aici că a scris Noe, ați scris aici despre cine a fost Noe, cine a fost Sem. E o concordanță. Da? Da. Avram. Și aici, da. Am scris aici și când a păcătuit Adam și Eva. Iacob și Moise văd. Anul nașterii Domnului Iisus Hristos. Da. Cred că vi dragă tare cartea asta. Păi, munca dumneavoastră. Socotiți că eu, ca să o scrii asta, să încep să o scrii, cam cât timp ți-ar trebui? Nu știu, cât timp v-a luat? Eu în 2 ani de zile o am scris. 2 ani? Care a fost motivul pentru care ați scris cartea asta? Ce v-a determinat să o scrieți? Am făcut serviciu la Gherla și acolo am avut un frate care mi-a arătat o carte cu anumite scrieri de aici, adică m-am notat și eu, mi le-am notat, este din cartea lor. Și când am văzut acolo anumite scrieri și anumite schițe, am zis că mi-ar place și mie să am și eu o carte de aceea. Și mi-a dat-o și mi-a copiat-o și de la el am primit-o și am scris tot ce am găsit acolo, că sunt foarte bune descoperiri din cuvânt. Tot ceea ce perioada, timpul și vremea în care s-au petrecut ele, eu le-am notat aici pentru ca să le am și în caz de nevoie eu să mă pot documenta. Foarte interesant. Văd aici epoca regilor, 474 de ani, în Iuda care au fost regi, în Israel care au fost regi, fiecare câți ani a domnit, câte luni v-a trecut aici. Așa am căutat să am dovezi care să le poți documenta cu istoria. Ce-i scris în istorie să corespundă cu ce-i scris. Asta e alt desen. Asta a fost meseria mea. Numai că aici l-am închipuit. Aici seamănă cu o inimă. Asta e inima, da. Și aici mătură. Curățați-vă inima. Curățați-vă inima. Din Iacov 4:8. Da. Așa că ceea ce. Deja eu am scris, cum e de exemplu și aici, eu țărâncuță.
țărâncuța din Proverbe 15, de la 10 la 15. Da. Nu la baluri și petreceri se alege o soție, ci acasă lângă mama, cum se întrece în vrednicie. La petreceri multe fete se arată împodobite, numai pe așa pe din afară, dar la suflet sunt urâte. Își închipuie frumusețea în albele ruminele, dar de le vedea acasă nu le mai cunoști pe ele. De aceea, tinerilor, voi luați-vă de mână cu o fată nimerită peste o zi de săptămână, s-o vedeți în haină simplă, cum lucrează și cum se prezintă, cum croiește și cum coasă și cum pâinea o frământă. Poate fi și mai săracă, mai lipsită de frumusețe, că la Dumnezeu e darul înțeleptelor poveță. O căsuță cât de mică, încălzită de iubire și de-a pruncilor comoră, ei destulă fericire. Iată calea cea mai bună, după rânduiala firii, care către taina cununiei care fericește mirii. No, de-aia zic că desenele eu care le-am așa, deci pun ceva la ele care să corespundă cu scrisul, desen. Cu desenul. Frate Ionaș, mulțumim că ne-ați primit din nou în casa dumneavoastră, mulțumim și pentru colindul frumos care ni l-ați cântat. Vă dorim sărbători fericite și multă pace și sănătate mai departe. Și să dea Dumnezeu să ne mai revedem cu bine. Dacă dumneavoastră, cu ocazia pe vizitei pe care mi-ați făcut-o și v-ați simțit ca și obligați ca să ne mulțumiți că ați putut să ne faceți vizita, și eu țin să vă mulțumesc că mi-ați făcut vizită, și vizita pe care mi-ați făcut-o m-a bucurat.